Giurgiu Feancă, de 8 ani, care s-a calificat în finala concursului european San Remo Junior, va reprezenta România în Italia, în cel mai prestigios concurs de solistică din Europa. Giulia este singurul copil român care va merge la San Remo pe 16 aprilie și participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării pentru că nu avea bani pentru taxe. Părinții Giuliei și instructorul său au apelat la televiziunea noastră, au apărut la știri și în cadrul emisiunii Giurgiu Înainte de Toate și în scurt timp au primit ajutorul financiar în care aproape nu mai sperau. Sunt mulțumită postului noastră de televiziune și emisiunii prin care am solicitat sprijinul pentru Giulia, pentru participare la festivalul San Remo Junior. Am reușit să adunăm suma necesară confirmării participării acesteia. Acolo la festival chiar am reușit ieri să primim și partitura pe care am transmis-o prin e-mail organizatorilor. Sponsorii care au ajutat-o pe Giulia au dorit ca numele lor să nu fie făcut public, dar gestul acestora rămâne unul impresionant. Vrem să mulțumim pe această cale și sponsorilor, acei oameni care au venit în ajutorul Giuliei. Deocamdată numele lor nu vi-l putem spune pentru că ei doresc să rămână anonim și așteptăm să participăm și eventual să și câștigăm un premiu, să avem succes acolo, să reprezentăm orașul și România la acest festival cu mândrie și cu onoare. Giulia Tabăr are un palmares impresionant în ceea ce privește participările și premiile la concursuri și festivaluri de solistică sau la apariții în show-uri și emisiuni TV. Pe 16 aprilie va reprezenta România la concursul european San Remo Junior, acolo unde se vor întâlni concurenții din 17 țări.